Se reglementează funcționarea gospodăriei țărănești. Imediat dezvoltăm subiectul. Țăranii români vor putea în curând să-și vândă legal preparatele tradiționale, precum gemurile și conservele de casă, direct de la poarta gospodăriei sau în piețele locale, fără să fie obligați ca să-și deschidă firmă. ANSVS a finalizat și a trimis pentru aprobare ordinul care reglementează funcționarea gospodăriei țărănești, care furnizează alimente de origine non-animală. Buzoianca Elena Mateescu este una dintre gospodinele care vor putea scoate la poartă borcanele cu dulcețuri și legume și le vor putea vinde legal, fără să mai aibă nevoie de firmă sau casă de marcat. Fostă profesoară, în prezent gospodină desăvârșită, doamna Elena este renumită printre consătenii ei din Smeieni pentru conservele de legume și mai ales gemurile aromate. Sfeclă fiartă pentru salată. Am și în cubulețe făcut cu oțet, dar e deasupra. Trebuie să le aduc pe aia. Aici ștevie. Am făcut ștevie. Pot să fac iarna și mâncărică cu orez, cu carne sau ciorbă. Beciul este tixit cu borcane pline de conserve din corcodușe numai bune de acrit ciorba, de mere și dovleac ras pentru plăcinte, ori dulcețuri din vișine, zmeură și gutui. A preparat atâtea gemuri încât parcă ar și vinde din borcane. Nici în supermarketuri nu găsim ce aveți voastră aici. Ei, credeți? Pepene galben. Dacă au încredere în omul care produce așa ceva și dacă gustă și sunt bune, eu zic că merită. Dovlecel cu stafide aici, din 2021. Gospodina din Smeieni a aflat că poate obține foarte simplu o autorizație, astfel încât în scurt timp își va putea vinde bunătățile în târguri sau la poartă. Își face deja planuri cum să îmbunătățească aspectul comercial. Uitați să fie mai groasă sfoara și să ciufulesc, să zic așa, firele astea mai bine și să fac un fel de motocel, un fel de ciucurel. Sau eu știu să iau niște panglică din aceea tricoloră, să le cu ele. Gospodina are grădină bogată și mulți pomi fructiferi în curte. Așa se explică numărul mare de conserve din fructe și zarzavaturi pe care le-a strâns în cămară, iar acum ar vrea să le ofere clienților. Am înțeles că are destule vitamine, destule minerale, semințele sunt mai multe. ANSVSA a simplificat procesul pentru gospodăriile țărănești care furnizează alimente de origine non-animală, însă păstrează câteva cerințe importante. Gospodăria trebuie să fie înregistrată la Direcția pentru Agricultură, conform legii. De asemenea, produsele trebuie să fie preparate în condiții igienice și să fie etichetate corespunzător, indicând ingredientele, data producției și alte informații relevante pentru consumator.